ați venit. Toți cei care ați venit sunteți prietenii spiritului și inclusiv prietenii noștri. Ce se întâmplă acum este un fragment dintr-un eveniment cultural mai amplu, a cărui partea a doua se va desfășura în noiembrie, un eveniment cultural intitulat Colocviile tinerilor scritori, și în cadrul acestor colocvii am invitat și seniori, scriitori seniori, care ne vor ajuta, care vor ajuta tinerii scriitori. Alături de noi am invitat câteva personalități culturale din Italia, din regiunea Vitorchiano, unde câțiva dintre noi au fost. Este vorba de poetul și prozatorul, directorul de editură, Raffaele Dorazzi, cantautorul Picianul, cântărețul, compozitor, componista, compozitorul Fabrizio Carieri. Și reporterul, ziaristul Riccardo Spinella, care imortalizează tot. Avem deosebită onoare să ne însoțească într-o parte a lucrărilor evenimentului nostru, doamna decan, Teodora Iordăchescu, decanul. Și bineînțeles, pe tinerii poeți o să-i cunoașteți, treptat, pentru că vor recita. Ne însoțesc de asemenea câțiva colegi din filiala Alba Umedoara a Uniunii Scriitorilor. E vorba de, îl văd acolo pe Virgil Todeasă, Mircea Stâncel, dragul meu coleg, Sonia Elvireanu, mai sunt colegi de filială. Cine mai este? Mircea Stâncel, bineînțeles, Cornel Niștea și Mircea Stâncel fac parte din filiala Alba Umedoara a Uniunii Scriitorilor. Dar cea mai mare satisfacție era este că sunt iubitori, prieteni ai literaturii și ai noștri și studenți pe care i-aș fi dorit în număr mai mare, trebuie să vă spun, dar vor vedea ei la examen. Bineînțeles că am glumit adineau. Oricum, îmi face mare plăcere să nu ne-am întâlnit, să ne întâlnim aici, pentru că în această aulă mică nu ne-am întâlnit de ani de zile, până acum ne întâlneam la celelalte evenimente culturale în sala Senatului Universității. Pentru început, ce să vă spun, eu o să încep cu o microconferință de 5-6 minute, după care o să rog pe doamna mea Rapoc, directoarea Bibliotecii Lucian Blaga din Alba, să vă spună câteva cuvinte. Cornel Niștea, dacă dorește de asemenea să vorbească, și bineînțeles să-l rugăm pe Raffaele Dorazzi, care este poet și prozator, să vă spună câte ceva despre literatura italiană contemporană, cu care literatura română se aseamnă. Doamna Elena Angel, prietena noastră, spiritul nostru viu, organizatoarea noastră, mai ales sensibilă și artistă, doamna Elena Angel. E numele domniei sale publică, să zic așa. Scuze pentru întârziere. Nu te scuze, dar asta. Bancările. În cele ce urmează, voi spune ceva despre poezia română contemporană. Nu vă plictisez mult. Dar ai peste cu cărți, așa te ține. Dar cei care sunt poeții tineri, care sunt invitați astăzi să citească în fața dumneavoastră, în cadrul colocviilor tinerilor scriitori, sunt Raluca Lucia Câmpean, n-a putut să vină, este plecat în Germania. Raluca Lucia Câmpean vă este cunoscută celor care au fost la Gala Poeziei Românești Contemporane de aici, din Alba Iulia. Este și o soprană foarte talentată și o poetă absolut excepțională. Eu am văzut câteva poeme ale ei, prin grația lui poetului Virgil Todeasă, și mi-a atras atenția, m-au sedus chiar pur și simplu poemele ei, de o maturitate cu totul și cu totul surprinzătoare.
N-am întâlnit așa ceva. Doamne, ființa aceasta, Raluca, este extrem de înzestrată în câteva domenii ale spiritului. În muzică, poezie și și-a dat și doctoratul în America. Și asta spune de asemenea mult. Deja n-a putut veni. Silviu Dachin este. Ridică-te în picioare. Poet. Ligia Dan este de asemenea aici. O poezie cu totul excepțională. Elena Marica. La Raluca Reinert. Poetă tânără de care ne vom bucura, ne vom bucura de poezia ei, ne-a recomandat o colegă de-a noastră de filială, care trăiește în Deva, Mariana Pândar. Bineînțeles, un poet foarte tânăr de asemenea și extrem de talentat în două domenii ale spiritului, muzică și poezie, nu este altul decât Silvan Stâncel. O dovadă că Așcheanu sare de partea lui Irak. Silvan, bineînțeles, este fiul lui Mircea Stâncel, colegul nostru, sau cum prefer Mircea. Mircea Stâncel este tatăl lui Silvan sau Silvan este... Da. Și însuși un poet de asemenea foarte talentat, Marcel Vișe. Acestea fiind zise, încerc să vă spun câte ceva ce cred eu despre poezia tânără din literatura română contemporană. După cum știți, critica literară încă nu s-a decis dacă în literatura română contemporană după război există o singură promoție, o singură generație de scritori sau mai multe. Unii folosesc conceptul de generație, alții folosesc conceptul de promoție. Unii spun că de la Revoluție, de la Revoluție încoace, sau nu, de la sfârșitul celui de-al doilea război până astăzi, ar fi fost mai multe generații, generația 60, generația 70, generația 80, generația 90, generația 2000, generația 2005. Laurențiu Ulici, care a discutat această problemă, acest concept, fie iertat, regretat, un critic mare, critic Laurențiu Ulici, a spus nu, după Revoluție, în literatura română, n-a existat decât o singură generație. Și în cadrul acestei mari generații, există mai multe promoții. Deci, așa zisă generație 60, așa zisă generație 70 și așa mai departe, n-ar fi conform criteriilor lui Laurențiu Ulici, decât promoții, subsecțiuni ale unei mari secțiuni, generația post-belică. Deci există o singură generație conform lui Laurențiu Ulici, generația post-belică, în cadrul care există câteva promoții de poeți, de scriitori, de sfârșit. Prima promoție, respect terminologia lui Laurențiu Ulici, este promoția 60, celebră, pe care o studiază elevii și în liceu. Este vorba de promoția, să zicem promoție de generație, cum vreți. E foarte greu să spui că în literatură, de-aia dau dreptate la Laurențiu Ulici, e foarte greu să spui că într-o literatură se nasc generații odată la 10 ani. Deci noi mergând din decadă în decadă, la fiecare 10 ani am avea o generație. E greu de crezut. E preferabil să ne situăm pe poziție lui Alberti Bode, care spune că o generație apare, numai de scriitori, o generație de oameni, apare cam o dată la 30 de ani. Atunci se schimbă generația. Atunci e mai credibil. Bun, deci generația 60 a lui Nichita Stănescu, Labiș, Păunescu, Constanța Bozea, Gabriela Menescu și ceilalți poeți mari, Ioan Alexandru. Această generație se numește generația neomodernistă. De ce neomodernist? Clarificăm aceste concepte. Modernismul s-a manifestat în Europa, în literatura europeană și în Modernismul s-a manifestat în literatura europeană
în mai multe direcții. Cea mai vehementă afirmație a spiritului modernist e reprezentată de diversele avangardisme. Cubismul, suprematismul, dadaismul, surrealismul, toate acestea sunt mișcări vehemente, negatoare, ale modelului de literatură moștenit de spiritul european până la ei. Avangardismele astea s-au manifestat la începutul secolului al XX-lea, începând de prin 1900-1910, în Italia, pentru că avem oaspeți italieni, în Italia forma supremă de avangardism este reprezentată, nu așa, de Marinetti con il suo futurismo, cu futurismul lui Marinetti, cel care în manifestele futuriste, futur, viitor, cel care în manifestele sale afirma că poezia trebuie să regăsească și să exprime tehnica imediată, cotidianitatea, tehnologia. Nu-i prea departe manifestul lui Marinetti de ceea ce evocă poeții ultimi, din ultima promoție de la noi. Și ei sunt atenți la cotidianitate, sunt plictisiți, sunt revoltați, își transcriu emoțiile și datele biografice ca într-un jurnal intim nesursit, nedus până la capăt, trăiesc într-o comunitate în viața comună a senzațiilor numai pentru a protesta, notarea purilor senzații, amintirilor, a erosului și a tuturor celorlalte este făcută de pe poziții de contestare. Ei sunt niște contestatari, tinerii toți de astăzi, și cam seamănă unii cu alții. Acesta e o notă bună și o notă proastă. E mai mult proastă decât bună, pentru că din fondul acesta comun al promoției poeților de după 2000, se vor detașa două, trei personalități. Cel mult. Sunt sceptic, dar cam așa e. Cei mai mulți se vor pierde. Vor intra în masa comună în submediocritatea poeziei. Există în orice generație poetică 5-6 talente foarte puternice. Acestea nu se postează în spatele unei generații spunând că ei sunt reprezentanții generației după 2000. Poetul puternic, de o individualitate ireductibilă, nu se adăpostește în spatele generației pentru a spune că e cineva. Nu, el spune, eu mă numesc Marcel Vișa și sunt poet. Întâmplător sau nu, critica literară mă situează în lăuntru generației, ultimii generații din literatura română. Nu mă interesează acest lucru, poate spune. E un exemplu, l-am luat pe el, că odată că e pe bun și mi-a venit prima dată minte numele lui. Nu-l interesează faptul că pe cel de individualitate forte, nu-l interesează apartenența la generație. Îl interesează valoarea. E orgolios, puternic, că seamănă el cu anumite trăsături ale colegilor de generație, e o poveste. Dar pe el îl interesează insolitul condiției sale, insolitul limbajului sau miturilor sale, poeziei sale. Repet, din această generație de tineri poeți, se vor selecta 2-3. 2-3 personalități. Poate 10. Adică 5. Ceea ce ar fi un caz super fericit. Nu știm. Deocamdată, cei care publică, cei care au debutat în volum, puțini au debutat în volum, o șansă pentru unii dintre ei, pentru că Marcel va avea această șansă dintre cei prezenți, este editura Paralela 45, al cărei director este un mare poet obzecist, Călin Vlase. Ți-a propus, Vlase, Marcel. Da, vorbim. Ți-a propus să debutezi la el. Vlase este un spirit extrem de generos și a scos câteva cărți la editura sa. Face un mare serviciu poeziei române contemporane acest editor. Orgolios, dificil, nu discutăm chestia asta, dar generos cu poeții.
este de fapt, acum te văd, dragoste, mă uit la tine, te văd, este, este o poetă din Deva, Elena Zgondea. O știi. O poetesă cu dublă cetățenie. Când este în România, este cetățeancă italiană, când este în Italia, tot cetățeancă italiană. Nu vor. Am început să țin un curs de poezia română contemporană. Mă opresc aici. Prefer să ascultați pe poeții tineri pe care i-am invitat acum, pentru că ascultându-le poezia o să vă dați seama de calitatea lor. Cei pe care i-am invitat sunt cu toții, vă asigur, poeți absolut excepționali. Au o mitologie diferită, un limbaj poetic nuanțat, care merge de la neo-expresionismul Ligiei Dan. Ridică-te, Ligia, să te vadă. E o poetesă. Tu ai fost studenta mea? Da. A fost student. Mă laud, ești asta. Mă fălesc. O poetesă care s-a filmat în ultimii 3-4 ani. Cam de, în 3-4 ani a scris și mi-a oferit aceeași surpriză șocantă, ca și Raluca. O să ascultați poemele de un neo-expresionism acut, violent, vehement, poezia inteligentă, reflexivă și sceptică a lui Marcel Visa. Dachin, de asemenea, este aici cu o poezie absolut insolită. El este un maestru al asocierilor celor mai bizare. În realitate, imaginația lui este stranietată, prin excelență. Cine mai este? Nu știu cum scrie, nu am citit nimic. Scrie bine. Dacă nici asta zice că scrie bine, înseamnă că scrie bine. Cine mai este? Elena Marica. Delicată, vagă, vulnerabilă. O să ascultați. Dar marcată de toate ritmurile realului care îi provocă suferințe, versurile ei nefiind altceva decât pansamente pentru suferințele pe care le îndură. Mai zic ceva și despre Silvan. Pe Silvan Stâncel îl cunoașteți toți. Este cantautor și poet. Cartea pe care am prefațat-o este singura carte până acum, Silvan. Un poet autentic, deocamdată cartea lui este un exercițiu de seducție, a feminității. Majoritatea poemelor din această carte sunt erotice. Tema este erotismul. Silvan se dovedește a fi un amant perfect, atât în viața reală, se presupune, dar este un amant perfect în poezia pe care o scrie. Ori a fi amant perfect în poezie nu înseamnă a avea iubită. Poți să scrii impecabil despre dragoste, despre dragostea pentru femei, fără să fii îndrăgostit. Cu atât mai, ba dacă ești îndrăgostit și vrei să scrii despre eros, ies poeme proaste. Asta în virtutea legii, conform căreia poetul nu trebuie să fie invadat de emoțiile pe care le comunică, ci trebuie să fie detașat pentru a le construi riguros și a le exprima precis. Că dacă e îndrăgostit, leșină și scrie poeme proaste. O să-l ascultați și pe Silvan, care ne va și cânta și va și recita. Și cu asta gata. Două cuvinte. Întâlnirea noastră de astăzi este un semn că vom acorda mult mai multă atenție scriitorilor tineri. Sigur, asta este. Asta e o surpriză foarte plăcută că există acum, atâtea talente. Acum, dacă noi venim spre dumneavoastră, spre scriitorii tineri, trebuie să vină și scriitorii tineri spre Uniunea Scriitorilor și, în același timp, spre revista Discobolul, pe care o edităm noi și care vă stă cu generozitate la dispoziție. Vă rog, de pe acum, pe toți, ca tot ce citiți aici, mai mult decât citiți fiecare aici, să ne trimiteți la revista Discobolul, care va apărea în preajma Crăciunului, cu grupaje de poeme din fiecare cei prezenți aici. Sunteți de acord? Sper că da. Vă așteptăm la redacție. Alo? Păi, el cunoaște și directoarea bibliotecii, Lucian Blaga, pe care o rugăm să ne spună câteva cuvinte. Și tu vrei să vorbești? Da. Exact un minut. Născut imediat după război, vorbea de generația postbelică.
vorbesc efectiv din punctul dumneavoastră de vedere. Al dumneavoastră, nu a criticii literare, există un lider unanim recunoscut al acestei generații în România sau nu? Care generație? A generației scriitoricești, în special poetice, postbelice. Deci nu a unei promoții, a generației postbelice. S-a ajuns la unanimitate, un numitor comun asupra unui lider al acelei generații sau mai mulți lideri. În sensul, folosesc un conceptul de generație în sensul lui Laurențiu Ulice, exact. De unica generație. Exact, exact. Deci nu mă duc pe promoții, mă duc pe generația postbelice. Sunt multe personalități. Nu. Deci eu am spus așa. Una din punctul dumneavoastră de vedere. Din punctul meu de vedere nu se poate nominaliza un singur poet, pentru că sunt mulți poeti mari. Deci, nu vreți să dați un răspuns concret. Din punctul dumneavoastră, spuneți-mi atunci... Nu vreți să înțelegeți, domnul Stoica. Pe toți cei care dumneavoastră îi considerați lideri. Spuneți-mi atunci 5 lideri. Vă spun lideri. Da. Nikita Stănescu. 1. Ioan Alexandru. 2. Adrian Popescu. 3. Mircea Cărtărescu. Și Aurel Pantea. Lasă pe Aurel Pantea. Mircea Cărtărescu și un altul, Ioanes Pop. Sau Ion Mureș. Deci nu l-ai băgat pe Adrian Popescu, de exemplu? Adrian Popescu este un poet așa. Înseamnă că e bună Constanța Buzea. E mult mai bună. De acord. Soția lui, fosta lui soție, care a publicat de curând un jurnal dramatic. Se observă, dacă citiți jurnalul Constanței Buze, se observă cumplitul dramatism în care a trăit alături de Adrian Păunescu. În timp ce Adrian Păunescu făcea propaganda Partidului Comunist și venea noaptea cu amantele acasă la Constanța Buzea, ea suferea cumplit și scria poezie bună. Adrian Păunescu este un talent uriaș care s-a consumat în gesturi penibile, ideologizante, dar a scris și poezia autentică. Din tonele de cărți pe care le-a scos Adrian Păunescu, poți alege o plachetă de poezia autentică. Te-a mulțumit? Păi mi-ai cerut părerea mea. Da. Numai că nu ai băgat pe Labis. Labis? Labis, de asemenea, este un poet exploziv, vulcanic, cum s-a spus. El este numit buzduganul unei generații, din alții 60. Nici acum nu se știe dacă a fost împins de un securist sub roțile tramvaiului la 21 de ani sau a fost beat, pur și simplu. Eu cred că a fost beat și a căzut între vagoane. E posibil. Între vagoanele tramvaiului. Labis este de asemenea un poet extraordinar, cu un talent în ebuliție continuă, care avea acces la melosul limbii române foarte puternic, dar care și-a risipit talentul în poezii ideologice. A fost racolat de ideologia comunistă. Era de departe cel mai talentat. Nikita Stănescu vorbește, de exemplu, mărturisește că atât timp cât a trăit Labis, el n-a publicat niciun poem. Și el a debutat, Nikita Stănescu, cu o poezie în Tribuna, în revista Tribuna, și mărturisește cât a trăit Labis, n-am îndrăznit să public niciun poem. Labis, din nefericire, a murit foarte tânăr, la 21 de ani, a apucat să scrie ceva. Critica literară spune că în ultimele luni de viață, păi intre, domnul, acolo, sănătos, că dar nu se ia de vremea totului. Fără probleme. Credeți că nu suntem bine? Gata? Să nici o problemă. Păi nu, că dacă tu făcea să pierde mai mult timp de așa s-a risipit și Labis, s-a risipit talentul în racolat fiind de ideologia comunistă. Cum spuneam, în ultimele luni existau semne că s-a rupt. Că a văzut urâtul acestei ideologii și tocmai pentru că ultimele poeme sunt tragice, sugerează un tragism reținut, s-a lansat ipoteza că el a fi fost împins sub roțile tramvaiului de către un securist ca să nu ajungă să exprime drama asta, ruptura față de ideologie. Sunt două ipoteze. Vă rog, domnul Stoica, e clar? Până aici. El este istoric, doctor în istorie, dar foarte aproape de poezie, de literatură. Colegul meu de bancă din liceu. Yeah.
Ok, nu am luat ceva. Eu o să vă spun că aceste colocvii ale tinerilor scriitori, aceste întâlniri de poezie, de citit de poezie, de întâlnire între scriitorii din diverse generații, este o manifestare organizată de Consiliul Județean, de Uniunea Alba, de Uniunea Scriitorilor Filiala Alba Hunedoara și de Biblioteca Județeană. Ne întâlnim cu drag, noi știm pe cei care scriu și bat la porțile afirmării, îi știm și pe cei consacrați și cu bucurie îi știm și pe cei din Italia, reîntregind oarecum formula vizitei noastre în Italia, cu aceeași bucurie și încântarea schimbului de idei. Trebuie să vă spun că, de pildă, ieri ne-am întâlnit cu Elena Marica la Țărâna și o sală imensă a aplaudat-o. Ea este sensibilă pe ceilalți, i-a spus domnul Pantea și așa este, sunt frumos și sensibil și poate încurajat este puțin spus, suntem alături de ei. Și pentru că astăzi este luni, o să vă spun că am un coleg la Biblioteca Județeană din Ploiești care își începe săptămâna cu tot colectivul și citesc o poezie sau două și astfel săptămâna devine mai încărcată de sensibilitate și de frumos. Așadar, e un câștig pentru noi că ne începem săptămâna cu poezie, cu poezie frumoasă și cu oameni foarte frumoși și sensibili și firește talentați. Eu vă mulțumesc că existați și că ne dați nouă prilejul de a mai aduna niște cărți frumoase și de a le pune în raftul de suflet al bibliotecii noastre. Cam atât. O să continuăm să ne întâlnim cu siguranță și faptul că cei tineri sunt apreciați un lucru extraordinar și băgați în seamă, nu e așa de academic termenul, dar băgați în seamă. Asta înseamnă foarte mult, înseamnă curaj, înseamnă înțelegere, înseamnă toate la un loc într-o devenirea lor pe mai departe. Biblioteca este alături de dumneavoastră, dragi tineri, dar și dragi scriitori consacrați. Acolo, la Țelna, din Țelna este tânăra poetă Elena Marica. E o chestie cu poezia lui, erau vreo 200-300 de copii, bărbați, femei, sunt toxicomani, citesc ca poezie pe rând, ceea ce e foarte bine. Și plus sunt doi poezi acolo. Ești tu, Elena Marica, și mai cine? Unul Constantin. Constantin și mai cum? Doi părți suntem. Din Ighiu celălalt. Cum? Din Ighiu mai sus. A, din Ighiu. Tot ca. Bun, acum îl rog pe... Se vor desfășura toate lucrările noastre ca să... între ghilimele lucrări. O scurtă conferință a lui Rafael, apoi va vorbi și Fabrizio, dacă vrea să spună câteva cuvinte și Ricardo. Și după aceste luări de cuvânt, ca să zic așa, vom citi toți. Zic vom, pentru că sper că mă lăsați să vă citesc și un poem. Eu voi citi diplomele. Bine, vor citi poeme, în primul rând, tinerii, iar noi, mai bătriori, așa, după ei. Îl rog acum pe Rafaele Dorazzi, poet și romancier, să... Bine, Elena, în documentul te-a pus tu? Elena. Bine. Rafaele Dorazzi, poet, romancier, director de casă de editură, care vă va spune de acum despre sub la literatura italiană contemporană. Cominci. Innanzitutto, buongiorno a tutti, vi ringrazio dell'invito, in particolare il mio amico Aurel, che ormai da 3 o 4 anni abbiamo intrapreso questo
correlazioni di scambi tra Italia e Romania, con incontri che ogni volta ci danno sempre più soddisfazione. Înainte de toate, țin să vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul să fiu aici, să vă salut. Nu în ultimul rând, domnului Aurel Pantea, care a venit la noi în Italia, am avut un schimb de experiență culturală. Am avut câteva întâlniri, da? Anche se in tutta l'introduzione di Aurel purtroppo non ho compreso quasi niente. Scusate, l'introduzione fatta da un Aurel. Ho dimenticato. Non avrei înțeles un mare lucru, cu toate acestea mulțumesc. Posso intuire e capire quella che è stata la sua relazione. In quanto in questi due giorni, da quando siamo venuti qui ad Alba Giulia, con Aurel abbiamo fatto tante disquisizioni sulla poesia sia italiana che rumena. Am înțeles ceea ce a exprimat domnul Aurel Pantea înainte. În aceste două zile am avut prilejul să discutăm și să intrăm într-un laborator al poeziei Romano-italiene, se ne completam. Non solo, ma ci siamo anche divertiti in una conviviale al bar di comporre ognuno di noi qualche verso per arrivare alla conclusione di una vera e propria poesia. Versi composti sia da me, da Aurel, da Mircia e da Elena. Mi auguro che magari alla fine dell'incontro vengano pure letti. Cu toate acestea, nu este numit doar un simplu laborator de poezie. Am fost împreună la Hunedoara, unde am scris poezie noi împreună, fiecare a venit cu aportul său, din care chiar au ieșit poezii foarte bune în colectiv, să zic așa. Poezii colective care chiar le putem citi în fața dumneavoastră. Per quello che riguarda la letteratura italiana, credo che in questo momento siamo in un periodo non troppo bello, nel senso che non ci sono veri e propri autori che emergono soprattutto, ma ci sono una miriade di autori che pubblicano e spesso rimangono nell'ombra. Ne găsim într-un moment în literatură, chiar și la noi în Italia, nu prea bun, deoarece foarte mulți poeți se lansează și nu trec prin filtrul jurizării, să zicem așa, a concursurilor, nu rămân în istorie, putem spune că sunt trecători, eredivi. A noi è simile. Anche da noi. Ma vorrei prendere spunto da quello che è successo pochi minuti fa prima di entrare all'università, con la discussione che hai avuto con la polizia locale. L'ho mandato. No, per riallacciarmi a una valutazione che è anche la nostra in Italia, che noi scrittori, almeno per quello che mi riguarda, sono una persona che costantemente va contro il potere politico e contro il potere di un certo sistema che non dà la democrazia, ma dà un'apparente democrazia, tant'è vero che noi in Italia negli ultimi pochi anni abbiamo assistito ad un Presidente della Repubblica che senza effettuare le elezioni popolari ha nominato tre Presidenti del Consiglio autonomamente. Adesso come facciamo? È stato troppo lunga. Ok. Sublinez că atunci noi, când am venit astăzi aici, am avut o ușoară întâlnire cu poliția în față și ne supun regulilor, iar noi nu suntem chiar așa ușor de supus, noi băieții.
contra il potere questo governo. Non poteva potere politici. Politici sì. De partito. Ma se è vero che abbiamo un presidente che ha nominato tre presidente del Consiglio senza regolare elezioni democratiche. Putem spune că au avut loc alegeri la noi, au nominat trei reședinți de Consiliu care nu au fost votați și au pus așa cu forță. S-au numit și atât. Questa situazione, naturalmente ha portato, come dicevo prima, a una democrazia apparente, quasi come se oggi anche in Italia ci fosse un sistema, non dico proprio dittatoriale, ma che rasenta una autorità già costituita. In Italia este o autoritate deja preconstituită. E quindi tutte, anche le associazioni culturali, gli scrittori che non sono serviti al potere, sono in un certo senso tenuti alla larga perché altrimenti metterebbero in risalto le deficienze e le negligenze del potere. Sunt în linii mari, greu cuprinși și din negligența puterii. Io proprio nell'ultimo libro che ho pubblicato, un romanzo, la prima parte tratta soprattutto problemi sociali, problemi di... La prima parte se trattează în volumul meu problemele sociale. Problemi che indirettamente vanno verso la ricerca di una equità tra i cittadini e tra la popolazione. Care indirect merge în sensul găsirii. În sens greșit. Găsirii. Unui raport între cittadini și populație. Dificil de tradurre? Nu, mai ha perso un po' di senso. Oh, poi il romanzo invece nella seconda parte, tratta una storia ambientata al quartiere Luci Rosse di Amsterdam. Non so se qualcuno di voi è stato ad Amsterdam. Vorbește despre lumile roșii din Amsterdam. Nu știu dacă careva dintre voi a fost în Amsterdam. Nu, dar am auzit de Abbiamo Ma è un quartiere che, dove purtroppo este un quartier care, din păcate, esiste la prostituzione messa in una certa maniera con le donne sulle vetrine să stea femeile în vitrină, che però è un quartiere visitato da tutti, care este un quartier vizitat de mulți. Tant'è vero che si può andare tranquillamente con la propria compagna, il proprio compagno, la moglie, eccetera. E da lì ho costruito tutta una storia particolare. È pericoloso di andare da solo? No. No. Non è pericoloso per sì. E din asta am comprat o povestire. Costruito una storia che fondamentalmente traccia il dialogo tra un cliente e una prostituta, un dialogo tra un cliente e una prostituta, dove il cliente però si trasfigura da giornalista, dove il cliente se spune che este giornalista per capire i problemi di quella situazione, di quelle situazioni. E poi fondamentalmente il romanzo è fondato sul perdono. Apoi, volumul meu, romanul, este bazat pe iertare. Nel senso che nella vita ognuno di noi sicuramente può sbagliare, perché tutti possiamo sbagliare. Fare dietro noi poate greși. Però è fondamentale anche andare verso quella forma di perdono che sicuramente restituisce l'amore e la concordia fra le persone. Pensa con sicurezza
Ripet. Un corp de amore de alte persoane. Însă, cu siguranță, iertarea poate duce la iubirea pentru persoane. Persoane. Decido... Stai attento. Vi cito una frase di un sacerdote cristiano, un amico, che dice esattamente questo. Nella discordia anche le cose più importanti e più belle muoiono. In discordia, deci un înțelept, parafrasando un înțelept, care spune asta. În discordie. În discordie, chiar și cele mai bune intenții? Buon. Nella concordia, invece, anche le piccole cose crescono. În împăcare și armonie, și cele mai mici lucruri cresc. Și se înalță. Se poate înalță. Ok. Il mio romanzo termina su una valutazione particolare. Dove io abito abbiamo l'unico Moai al mondo al di fuori dell'isola di Pasqua. I Moai sono quelle statue dell'isola di Pasqua, non so se ne avete presente. Di pietra. In finalul cărții mele tratez la noi în zonă, tratez un subiect care la noi în zonă este adus un Moai. O statuie din insula Pasqua. Specială strană care sunt la marginea oceanului. Există Moai. Moai. Există asemenea statuie în Victor Cam. Doar acolo există Moai. E straniu cum a ajuns în mond. Statuia aceea din insula Pascării la ei, Victor Cam. Cu acesta se încheie romanul său, nuanțând acest Moai. Che tra l'altro gli amici siete venuti a Victor Cam quando siete venuti in Italia, credo, mi pare che avete visto. Atunci când noi am fost în Italia, facem chiar fotografii acest Moai. E straniu cum a ajuns această statuie din insula Paștelui în a fost făcută cu numai Victor Cam are o piatră e simile alla de Paște. Da. Dar acolo, acest Moai... Numai acolo e... Este piatra care provine din insula... Nu. E acolo, e simile. Simil. O a venit piatra. Originario in quanto è stato costruito dagli abitanti dell'isola di Pasqua che sono venuti a vivere qui. Allora, cine ha potuto... Questa è un'ipotesi. No, non parla della realtà. Deci se presupune că această statuie a fost făcută de un fost locuitor al insula Pasqua, care a venit la Victor Cam. Così? Sì. Dagli studi che ho fatto, che in studiile pe care le-am făcut, dalle ricerche, in cercetările, si dice che se spune il Moai nel momento in cui viene posizionato in un punto il momento in cui ha fost posizionato con i riti degli abitanti dell'isola di Pasqua porta fortuna alla popolazione. Da fost pus acolo porta noroc. Se non si dice. Salvo che non venga spostato. Atât timp că nu va fi mișcată din loc. Și se pare că este un blestem să nu fie mișcată. E così porta fortuna, appunto, se viene posizionato. Da, se porta noroc prin poziția pe care l-a acolo. Să fie lăsat în pace acolo. Da. Però è successo che il sindaco successivo s-a întâmplat ca schimbarea primarilor successivă a primarilor a voluto spostare il Moai. Au vrut să pună statuia asta Moai. E sono successi degli avvenimenti molto strani. Și au avut loc, după intenția asta, au avut loc evenimente foarte ciudate. Che io continuo, appunto, termine il romanzo sul Moai perché pe care eu le continui în finalul romanului. Tra
circa 3 mesi, esce il nuovo romanzo Il mistero del Moai. In, a doua parte al romanzo său va esci peste 3 luni. Un alt volum. Vi racconto due episodi. E anche questo. Buonasera, benvenuto. Che il sindaco che ha spostato il Moai, dopo appena primaro che ha votato Moai statuia, dopo appena 3 mesi, dopo 3 luni, ha avuto un malore. Ha avuto un malore. Si è sentito male. Il soprintendente alle belle arti. Che soprintendente d'arte l'orfumata. Delle arti della zona. A zone. Cel care dă girul lucrărilor plastice din zona. Interessato su una lettera di protesta dell'amico proprio Riccardo. Ha fost interesat de o litera. Una scrisoare. Ha risposto che era una cosa non adeguata alla nostra cultura e era una semplice pietra. Ha spus că nu este o simplă operă de artă, nu e adecvată culturii noastre, nu face parte din cultura noastră. Appena dopo 3 mesi è stato arrestato per tangenti. Abia după 3 luni a fost arestat pentru că a luat mită. Ok. Primarul din urmă cu 2 ani, care ne-am cunoscut și noi. Non so se Elena vuole leggere qualcosa del libro. O... Non è italiano. No, se vuoi tradurre qualche cosa tu. Se no posso leggere in italiano, ma non capisco. Quindi non si legge in italiano. Lei le fa il sunto, che fa legge, lei fa il sunto. Ma non viene la poesia. Oh. In italiano però tu sei traduttore. Ma no, è difficile da tradurre per tutti. Non si può. In base artistica. Ho rucato per le nostre. Allora, siccome il libro, al di là di essere un romanzo, è intervallato per ogni capitolo anche da una poesia. Acest volum, în afară de a fi un roman, este intercalat cu... Deci în pagini romane, capitolele de proză sunt alternate cu poezii. Între două capitole de proză există câte o poezie. Per terminare, vi leggo dei piccoli brani di poesia. Vă citesc scurte fragmente din poezia pe care există în acest roman. Oppure dei tratti abbastanza significativi del romanzo. Non ho capito. Tratti significa niște linee scurte. Părțile significative pentru romanzo. La prima è questa. Prima era aceasta. Non conosco nulla di più potente delle parole. Non conosco nemmeno mai potente decât cuvintele. Alle volte ne riscrivo una. Uneori scrivo una. La fisso sino a quando non cammina, non comincia a splendere. Alle volte non... Uneori. Da, uneori scriu un cuvânt, îl fixez. Până când reușește să strălucească. Poi la poesia è il salvagente cui mi aggrappo quando tutto sembra svanire. Quando il mio cuore gronda per lo strazio delle parole che feriscono, dei silenzi che trascinano verso il precipizio. Quando sono diventato così impenetrabile che neanche l'aria riesce a passare. E non puoi se traduci il cuvinto in cuvinto. È un sumo. Poezia este o salvare de care mă agăț atunci când îmi pare că leșin. Perfect. Da. Bravo. Ieși. Nu e bine. Când inima se bucură
de urma cuvintelor bun, perfect. Care rănesc. Atunci când inima mea se inundă de cuvinte, este inundat. Asta e când curge puțin. În liniște reușim să... reușim să, să transcendem către Elena. Elena. Când da, sunt, Elena. Când sunt spune, atât de impenetrat... Ce spune acolo? Sunt atât de, de interzis, nici măcar aerul nu poate să treacă. Sunt metafore așa concentrate. Da, e greu, la... Văd că e greu. El a zis că când momentul de viață el e ciudată, se ascunde înăuntru cu poezia și alea revine. Are nevoie să refulege. Anche lucrez, anche se are puternici. Da, are putere, da, putere de a reveni după ce... Asta e concept. Eu nu da spune că ora una spiritul mi assale il torpore della morte. È come il vento, si sente, si nasconde. Mi hanno tolto forze per combattere le strade della vita. È un sogno. È semplice. Mi assale il torpore della morte. Ma assalta. Ma assalta. Ma assaltează il torpore della morte. Teroarea morții. E ca și vântul. Lenea morții. Lenea grea torpoare. Lenea grea morții. Ma asaltă lenea grea morții. Ma asaltată lenea grea morții. Zacerea. E ca și când vântul mă, mă atinge, mă ascunde. Îmi ia forțele pentru a răzbi pe străzile vieții. Pe căile vieții. Pe căile vieții. No, è troppo lungo, dai. Allora, io penso che terminiamo così. Vi ringrazio veramente a tutti. Așadar, vă mulțumesc mult. E bine să vă opresc aici. Vă mulțumesc mult tuturor. Ringrazio tutti gli amici e soprattutto Aurel e Elena che ci ha fatto conoscere circa tre anni fa. E tra l'altro dalla nostra unione e amicizia che è nata. Întâlnirea noastră și a prieteniei noastre care a luat tot mai mult ea teren. L'amico Aurel ha proposto di tradurre nella vostra lingua questo romanzo. Aurel mi ha proposto di tradurre in romana, in lingua vostra, romanul meu. Ma ancora più per rafforzare questa amicizia nata, di scrivere un libro di poesie dove ci siamo sia io che lui. E quindi un traduzione dal rumeno all'italiano e dall'italiano al rumeno. Dai, vorba di due carte di poesie pe care ne-am proposto scrivere eu și el. Și această carte va fi compusă în felul următor. Eu scriu în românește, el în italian. Apoi, în a doua parte, eu traduc poemul lui în română și el îmi traduce poemul în italian. Deci va fi o carte cu structură maleabilă așa. Questo, questo per me è un vero onore, in quanto Aurel è uno dei maggiori. I primi cinque della Romania, io lo apprezzo come il migliore in senso assoluto, e quindi per me è un onore fare questo libro insieme. E con questo ringrazio. Este mare ca să fiu în acea, să am opera alături de marelui poet Aurel Pantia, care e prietenul meu, și să avem o carte împreună. Ringrazio soprattutto la platea che ho visto, vedo moltissimi giovani
E un giovane che si avvicina alla poesia è veramente una cosa encomiabile. Un tenor che si appoggia di poesia, se non siamo in gruppo, se chi è? De Laudato. De Laudato. De Laudato. Tradotto? Laudato. Quindi l'ultimo saluto che vi faccio è che se avete modo di venire in Italia, di venire a visitare questo Moai, che sicuramente vi porterà fortuna, anche perché la tradizione ancora dice che nel momento in cui... Ma fa male questo? No, la tradizione... Abbiamo paura dopo no, che... No. Ma chi viene a visitarlo non fa male. Io vă mulțumesc mult și în final vă invit, dacă aveți ocazia să veniți în Italia, să vizitați acest Moai care vă va aduce noroc. Anzi, se si accarezza l'ombelico in senso antiorario, porta fortuna. Iar dacă se atinge pe buric și se face un masaj anti-orariu. Accarezzare in senso antiorario. In senso orario, deci, în sensul contrar acelor ceasului, dar cumva... Porta fortuna. Noi trebuie să credem asta. Ma e așa e. Așa e. Pentru că con questo grazie ancora, grazie anche alla direttrice della biblioteca, grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie. L'auzim in continuare pe compozitorul Fabrizio Carieri. Fabrizio Carieri este un compozitor foarte laborios, ca să zic așa. Vă spun doar atât că cei care vor să-l ascultați cum cântă, și sper că vreți să-l ascultați la 8:30, la 8:30. 8:30. Diseară între 8:30 puteți fi la chestia asta, la Franz. Simțul de lângă Bateneu. Eu n-am fost niciodată numai seara, am fost prima dată. E fain. Lumea așa și așa. Fabrizio va cânta în seara asta, în jur de 8:30. El a compus până acum peste 250 de melodii. A avut o formație, a suferit un accident și, în ciuda acestui fapt, compune, lucrează, a avut succes teribil. A vândut o singură melodie, Medetto, o singură melodie, a vândut-o 14 milioane de exemplare. Eu l-am întrebat, dar unde-s banii? A mers tot. Iată, s-a dus. Te ascultăm, Fabrizio. Da, mersi. Eu vă mulțumesc. Eu probă să vorbesc românești. Nu sunt așa. Vorbește românește, că vorbesc. Nu, iertate-mă să greșesc. Eu nu sunt un poet, dar și un cantautor e un poet. Pentru că să scriu niște versuri cu intenția, cu inima, cu tot ce trebuie, să le ajunge chiar direct a cine vrei, de iubire, de viață sociale, etc. Și eu am umblat toată lumea. Acum mă bătrânește și mă gândește mai mult. Ce am făcut a fost extraordinar. Eu mereu invit asta tineri să stai în lungă muzică, lungă cântăută. Ala e o, cum se spune, o grande pasiune che ti aduce mereu soddisfazione. Pure singur, nu e da parate se uno face televisione sau ce de fapt. Cântă și când sunt barbereță, când te barbereți și cântă te simte mai bine, nu? Să fie nervos să te taie cu sânge. Și asta e normal. Pentru asta eu mulțumesc foarte mult și pe domnul Aurel. Asta de 3 ore că suntem aici cu prietenul meu. Eu am umblat pe toată România, cunosc majoritatea. Am stat aici aproape 10 ani în București. Pentru asta vorbesc câte cuvinte.
rău mă vorbești. Vorbești bine. Da? Dar n-ai spus că eu te duc cu mașină. Asta stă bine, ajungi. Și pentru asta vă invit să vreți să, seara asta să ascultați niște melodie și asta că melodia că se numește Iezael și a fost tradus în 12 limbe și a vândut aproape 14 milioane de discuri în toată lumea. Și el spune, domnul Aurel, banii unde sunt? S-au adus, s-au plecat și lor. Am pierdut. cum se spune, sunt emoționat, pentru că când mă trov în față de poeti, si sente, si sente. Da, mereu mi place de loro. Și cu prietenii mei suntem proprio mai mult de 15 ani și cu fotograful ăsta profesionist, Riccardo. Suntem prieteni și când venim aici, venim cu suflet, cu plăcere, cu intenția că știu că suntem împreună cu prieteni. Asta mă bucur foarte mult. Și vă dau noroc pe toți. Să facă o viață bună și cu sănătate. Mersi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pe Victor Teamu. Da. Un Victor Teamu trăiește o comunitate care numără câți români. Da. De Rumenii? Da. Viterbo, regiunea Viterbo. Da, regiunea Viterbo, 7.000 de rumenii. În Roma, 7.000 de persoane. În jur de Lazio, nu mai Vitorcheanu. Viterbo. Provincia. Regiune, într-o provincie, 7.000 de români. Asta nu-i puțin. O să vă colonizăm. Da. Deci, ce-ar urma, urmează, dacă există cineva, Filip Stoi, ca prietenul meu, colegul meu de bancă, din ziua, sigur are ceva de spus, să-l ascultăm. El este istoric, doctor, și-a luat doctorat în istorie, te ascultăm, dar e aproape de literatură și de scriitor. Te rog. Un minut, da? Bun? Un minut. Trei. De lasă că te-ai ajuns la 5 singuri. 5, hai să zic. Nu știu povestea când e un minut, înseamnă că e minimum 10, dar mă rog. Nu, nu știi poeții vor avea 5 minute. Sunt încântat totdeauna când particip la asemenea manifestări. Chiar dacă am studiat istoria și filozofia, dar vorba colegului meu, din 1967, Zmulțai. Când ne-am trezit unul dintr-o comună, celălalt din altă comună, noi doi, fiind în aceeași bancă la liceu din Luduș. Deci în Luduș am făcut liceu. Iar după aceea fac și ne-am învățat spre Cluj pe arunda. Mă bucur că stau aici, am foarte mulți prieteni în Alba Iulia, chiar și colegi de facultate. De aceea zic că să fiți bucuroși că l-aveți pe domnul Aurel, pe doamna director și atâția oameni de cultură din Alba Iulia. Totdeauna când veneam cu studenții mei sau cu elevi, nu ocoleam Alba Iulia pentru că, într-adevăr, este nu neapărat leagănul civilizației noastre, dar sunteți aproape de leagănul civilizației, adică părțile de la CC din Hasek și din jurul Hasekului. Încă o dată felicitări că ați venit și ca să fie totul rotund, chiar vă invit să veniți să vedeți și de seară un om. V-ați dat seama ce înseamnă 14 milioane de discuri? Înseamnă 14 milioane de oameni care au cumpărat acest disc și nu l-au cumpărat de ochii frumoși al lui Fabrizio. E pentru vocea lui. Hai, hai. Așa. Deci dacă doriți și vreți să participați într-adevăr la o manifestare foarte frumoasă, începând cu cea de acum și pe luni de seară, poftiți acolo. Numai să nu vă spune mare bulu, că nu știu câte locuri sunt acolo. Mulțumim, Filipe. Vă așteptăm deci și diseară la noaptea și la bataneul la cum îi spune, frate. Începem lectura de poezie. Ne-am lungit tot și am lăsat poezia pe ultima parte, dar sper să ne bucure spiritul. Deci, îl invităm așa pe Silviu Dachin, prima dată. Vino, te rog, aici. N-avem nevoie de microfon pentru că sala plinită se aude. Silviu Dachin. Dacă un minut e maxim 10, apoi 5.
O să citesc vreo 3-4 dintr-o cărțulie, ultima cărțulie apărută. Se numește Bilet în lojă. Citesc poezia. Bună dimineața! Stați liniștiți, aveți răbdare. După ce iese Domnul Dumnezeu din operație, puteți coborî din pat, facem externarea și plecați acasă. Bine, drag? Nu mă interesează, oameni buni, ce se întâmplă într-o pasăre când zboară. Îmi ajunge că florile sunt colorate, copacii înalți. 1+1 egal cât au chef la ora aia. Celor care au existat înainte de mine, le mulțumesc că au lăsat câte ceva în urmă. Și să ia dracu, boia de mi-au smuls bunicii din sat și au mutat în betoane. Pe dinți promit că nu mă voi spăla niciodată. Haine la modă nu port, nici pe mâini nu mă spăl, după ce am pus mâna pe mâță. O să înjur în continuare, în cea mai curată română. Dintre aia pe care i-ați băgat prin manuale, știu sigur că 3/4 nu merită citiți. Chimia e o tâmpenie, în frunte cu tabelul rusnacului. Să mă oblig să stau în clasă câteva mii de ore din viață între persoane pe care nu eu le-am ales, e abuz. Și să nu uit, proful de religie, când zici tatăl nostru, uite-te, te rog, în altă parte, nu de alta, dar asta ar însemna că suntem frați. Și nu. Ești protestatarul. Îți bate joc de tot. Cu minte eu. În cimitir, morți bătându-se cu pumnul în piept. Uitați-vă la noi. Luați aminte. Suntem dintre cei care au avut curaj să o facă și cu asta. Dintre cei care acum au școala morții, pe lângă cea a vieții. Care, drept să vă spun, nu-i de niciun folos. Și barba aceasta nu va fi niciodată sfârșită. Da. Da, m-am încurcat. Casa pe care ți-am construit-o ție, așa cum era firesc să-i construiască un om femeii căreia îi știe carnea pe de rost, o găsești în tablou pe care pictorul mort, săptămâna trecută, n-a mai apucat să-l picteze. De câine nu te teme, e bătrân. Și acum una foarte proastă pe cineva. Asta are și un pic de poveste, pentru că ar fi păcat un oraș să aibă poeți și să fie un oraș liniștit. Într-o zi... Noroc cu voi. Da. Unii noroc, alții nu noroc. Zic că... Într-o zi urcam spre bazin, de acolo pe lângă stadion, și de la căminele studențești a ieșit o mărțoagă de cal și un țigan cu o căruță plină cu cartoane. 6 cai. Era unul singur de data asta, ceilalți 5 și ăsta 6. Și m-am gândit eu așa, bă, cum să las eu calul ăsta singur așa? Și am luat-o cu mașina încet pe lângă el și am mers așa cu 3 km la oră, 5 cât era. Și s-a strâns o coloană până înapoi, bag de seamă. Dar mie mi-a plăcut tare faza și am zis să nu las așa nepoetizat. Urc Bulevardul Republicii cu 5 km la oră. Voi știți câtă nebunie pot înghiți ochii unui cap? Urcăm împreună Bulevardul Republicii cu 5 km la oră. Din pieptul bătrânului țigan ies aburi amestecați cu fum. Să știți că mie plac țigani. Ce dacă sunt oameni? De fapt, pentru ei să fie oamenii o pedeapsă. Ar fi putut lua chipurile unor lucruri mult mai frumoase. Poate că atunci când lovesc metalul, de asta lovesc cu atâta ciudă. Poate că atunci când plâng, de asta cânt. Poate că de asta îmi zâmbește țiganul între două flegme aruncate pe asfalt. În spatele meu, șoferii nebuniți, mușcând din claxoane, i-aș opri pe rând să-i întreb, unde dracu se grăbesc?
Ei nu văd cu ochii lor cum calul ăsta galben și slab ca moartea poate oricând să se transforme într-o oglindă retrovizoare în care Dumnezeu, urmărind circulația, să spună fiecare depășiri nu. Și nu îl să lovească inima. Bă, voi chiar nu vedeți calul? Unde mergeți? Ori Bulevardul Republicii, singur, e seară, lângă bazin, pe dreapta, nici o mașină de poliție, doar câmp cât vezi cu ochii și cai, pe care nu-i poate număra nimeni. Domnul Silviu, invităm să citească, o invităm să citească pe Lidia Dan. Care este o poezie cu totul și cu totul diferită, bântuită de accente tradice, violente, neo-expresioniste. O să vă dați. Trei minute. În primul rând, bun găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Poemele pe care vi le voi citi, în bună măsură, fac parte din volumul meu de debut intitulat Metonomiile morții, publicat la editura Propriu Sartă la București, în urma concursului Alexandru Mășină de la Brașov, care a avut loc anul trecut. Și păream atât... A scris și Alexandru Cistelecan despre cartea asta. Alexandru Cistelecan fiind un criteriu de judecare a poeziei române contemporane. Dacă scrie Cistelecan despre o carte de poeme, autorul acelei cărți se poate considera fericit. Scuză-mă. Și păream atât de eterni, atunci când desculți transportam pe tălpi neliniștea, când ne așteptam unii pe alții pe terase, cu sângele curgând în răspăr, iar clipele se zbenguiau prin pahare, precum un banc de gupii tineri. Și păream atât de etern, atunci când moartea era doar halucinația unui Merlin ateu, iar pâclele o paradă de piei, în care aruncam râzând cu beri și cu mere verzi pitice. Orbi. Chiar nu ați înțeles nici acum că toate camerele casei voastre se vor goli, rând pe rând, precum ochiurile uscate ale unui fagure, cum de sunteți atât de orbi, încât să nu vedeți cea mai glorioasă clădire din oraș, înconjurată de brazi înalți, plantați expres pentru a întreține iluzia vieții, în jurul căreia se rotește un trenuleț ca un vierme verde? Voi nu știți că aici e o lume antifonată cu perne albe, a cărei promisiune o purtăm în carne? Aici pulsul îți bate în gât, pungile în care te scurgi încet atârnă grele pe lângă paturi, iar privirile prăfuite te fixează din niciunde. Bolnavii din salonul de pe partea stângă sunt prinși într-o cursă de cai. Pariezi pe cel mai slab. Monitoarele piuie și... La fiecare schimbare a zigzagului de pe ecran, cu haina udă, lipită de spate, cu gura scrum, te balancezi în pantofii ce-ți par acum mai mari cu un număr. Boala e obscenă. Toate pudorile s-au dus pe apa sâmbetei și stai în Pampers ca un zeu cu barnota de 5 lei în cartea de rugăciuni, dacă mai ești suficient de norocos încât să o mai poți strecura în buzunarul infirmierei care urmează să te schimbe. Afară e atât de cald, zambilele au înflorit, doi se înjură într-un giratoriu, comercianții își fac calcule, o individă trece țanțoșă cu ochelarii ei de firmă și vorbește tare la un telefon cât o hartă. Îți aprinzi o țigară și aștepți semnul acela, ca pe o bombă. Puținul rămas. Roadă-mi cu credința unor câini de pe lângă cantină, puținul rămas pe oasele lui Dumnezeu. Stau sub plapuma cărnii și tremur de frig. Mă fac ghem și ne ascund bătrânețea ca pe o vină. Nu mai pot dormi pe partea stângă. Când plouă, aici zgomotele se umflă și le văd cum alunecă ca niște vieri ireali într-un abis marin. M-am depravat de spaimă.
Faptul că exist e unicul meu ascunziș și stau aici, ca într-o cabină telefonică, fără povea, cu tălpile lipite de geamuri, așteptând, cu degetele transformate în șerpi de apă. Cerem scuze, Ligie, sper că v-a comunit cu poemele sale, nu vorbesc mult. Suntem atenționați că până pe la părăcii trebuie să terminăm, că vine nu știu ce conferință aici. Terminăm, bineînțeles. Cer iertare de pe acum poeților care vor trebui să citească doar un singur poem semnificativ din ceea ce au scris. Se pare că pentru poezie e mai puțin loc, dar fac o vină celor care au discutat pentru aprobarea acestei sări, să fi spus toată ziua sala este ocupată de noi. Ca să nu fie programat aici un curs sau orice altceva. Dar asta trece de la noi. Nu pierdem vremea și o invităm pe Elena Mari ca să ne citească un poem. Un poem frumos. Frumos. Sindromul aniversării. Nu mă pot vindeca de anxietatea zilei de 23 a lunii cuptor. Orice gând se covertește în ură. Melancolia pătrunde până în mărva oaselor. M-am gândit să-mi demontez sentimentele pentru o zi, dar mi-e teamă. Mi-e teamă că voi deveni obsedată de răutate. Îmi îndesc calmantele în buzunar și plec departe de unde. Cu picioarele goale, rămân noroiul format din pulbere și lacrimi. Aștept să crească nisipul mișcător, poate va reuși să-mi anestezieze durerea. Lupta pentru supraviețuire îmi provoacă convulsii. Trăiesc consecințele indiferenței față de viciile tale. Odată pe an mă simt vinovată de moartea mea. Bravo! Vă invităm pe Raluca Reinert, din Deva. Să aplaudăm că venim de față. Un poem, Raluca, un poem. Te rog. De două ori dublu plus unu. De două ori dublu plus unu. Am rezolvat. Cerul ia foc în seara asta pentru că s-a aprins dragostea în noi cu lumină. Și soarele e un cerc, și cuvântul e un cerc, și strada e un cerc, și blocul e un cerc, și muzica e un cerc. Universul nostru e format din cercuri suprapuse. Păpădii. Păpădii decorează solul cu pietre. Într-o mare nebună de pene și frunze uscate, lipsește doar o furtună să răstoarne imaginea întoarsă din oglinda viselor noastre. Și ce va fi atunci? Îmi poți răspunde? Nu. Astea sunt întrebări retorice suprapuse, căci cerul e gri, pământul albastru, cărțile vii și muzica nu se aude. Mai rămânem noi, plimbându-ne printre frunze, cu sufletul și vântul și tot ce e nemișcat în sferele noastre. Cercuri. Așa sună liniștea dinaintea furtunii pe care o așteptăm. Da, sunt cu capul în nori, dar și cu picioarele pe pământ. Încă aștept să ia foc cerul, frământul în fântesuri. Mulțumesc! Mulțumesc! Salvatore Quasimodo, un mare poet italian al secolului 20, are exact aceeași imagine. Caută, pământul e albastru ca o portocală. Caută. Este că este memorie culturală falsă. În sfârșit, marele poet, promisiunea teribilă al liricii contemporane, Marcel Vișa. Un poem, Marcel. Nu l-ai pe cel cu bătrânii. Tocmai acela l-am pregătit. Da, o să vă plac. Nu-i înțeleg pe bătrâni. Se trezesc dimineața de vreme și stau la geam câte viulica de lungă. De nu mai putem să venim bez de la crâșme că ne vădește. Nu mai putem trăi din pricina lor. Să construim un bloc doar pentru ei. Un turn Babel al muțenii. Un ghetou al pensionarilor cu cimitir de jur împrejur. Sau mai bine să construim un oraș al lor în care singurul vizitator, poștașul, să creeze cor dimineața pe străzile pustii. Să nu ne mai vadă, să nu-i mai vedem, să nu ne mai fie rușine, să nu ne mai fie rușine. Dar pe de altă parte mă întreb, totuși, ce văd atunci când li se încrețesc frunțile și privirea lor doare?
Cu siguranță nu la noi se uită. Îmbrăcați răcăcios, preferă să nu fie văzuți. Se ascund după perdele groase, rămase din zestrea tinereții. Ar merge poate la plimbare, dar n-au cu cine. Partenerii lor de tristețe umblă pe alte cărări, iar cei pe care îi mai au sunt departe. Și atunci nu înțeleg după cine se uită dacă nu cunosc pe nimeni în orașul acesta. Poștașul vine rar, cu pensia sau cu vreo scrisoare, de la E.ON sau Electrica. Uite cum stau rezemați cu coatele în pervaz ca și cum ar fi vii. Uite, mișcă uneori. Mai deschid câte o fereastră din afara cavoului de beton cu multe etaje în care au fost zidiți de indiferența noastră, respiră cu poftă aerul în care mulțimea se scaldă și asta le ajunge un timp. Dar nu înțeleg după cine se uită, nu înțeleg de ce. Și întrebându-mă de ce bătrânii stau la geam toată ziua, nu observ timpul cum trece și stau tot mai mult la fereastră. Perdelele nu mai sunt la modă și mă întreb speriat, noi după ce ne ascundem când singurătatea ne va căuta mai des și bețivii din cartier nu mai pot trăi din cauza noastră. Bravo! Îl invităm pe Silvan Stâncel, un alt cantautor, este un muzician, un compozitor, un interpret foarte bun. Dacă ne... Cred că ne cânt ceva, Silvan, nu? Și este un poet absolut excepțional, fiul lui Mircea Stâncel. Nu, Mircea Stâncel este tatăl lui Silvan. Îl ascultăm pe Silvan să ne bucure cu ce știe el. Ori cântă, ori recită, dar mai bine să ne cite și poeme și să ne și cântă. Vii aici, Silvan. Recunosc că îmi planificasem un număr pentru acest moment, nu mai mult de 10 minute. Având în vedere că suntem somase și mai devreme din sală, îmi asum nesimțirea de a face numărul în continuare. Plătind, desigur, toate pagubele de aici. Poftiți? Voi face numărul exact așa cum l-am planificat. Și în această tăcere, fii tu, dincolo de orice și oricine. Fii tu. Descoperă-te așa cum ți-a fost frică vreodată să o faci. Emoție, fluturi, fior, inima care pulsează, acel moment dinaintea revederii, dinaintea să faci tot.
dincolo de orice, să simți fiecare celulă cum înnebunește și cum spune stop, pentru că apoi să continue iar și iar și iar și rai și iar. Să te plasezi în acel colț din tine unde nimeni nu te poate atinge și să simți totul fără opreliște. Pentru mine aceasta este prima zi, pentru că pentru prima dată sunt invitat cât se poate de oficial în cadrul unei distinse întâlniri a unui scriitorilor. Mă simt onorat. Cel mai adesea am participat la întâlniri cu muzicieni. Prin urmare, prima zi. Eu sunt răcit, pe de altă parte n-am nici microfonul la îndemână. Am văzut că mai nou Nobelul se poartă, Nobelul pentru literatură se poartă pentru muzicieni. Asta e și motivul pentru care am venit astăzi cu chitară. Poate îi prinde și eu un Nobel la un moment dat. Am să vă dau citire unui alt gând din prima mea carte, care se intelează Incredibil iubesc. Trebuie să vă mărturisesc că am început anul trecut să public pe Facebook câteva gânduri, iar editura Libris, editorial de la Brașov, mi-a lansat propunerea de a publica aceste gânduri într-un volum. S-au ocupat de absolut toate demersurile care trebuie făcute, inclusiv au plătit producția, au plătit roll-up-urile pentru publicitate. Prin urmare, mă simt foarte norocos că n-a trebuit decât să le dau manuscrisul ca să apară această carte. Cartea a fost tradusă în limba spaniolă, pentru că am primit invitația să o lansez în Guadalajara, în Mexic. Până la urmă am ajuns la Avignon și am lansat-o la Avignon în limba spaniolă, în cadrul unui festival de muzică flamenco. Este actualmente tradusă și în limba germană și în spaniolă. Este tradusă în română, este tradusă în germană, în spaniolă și în engleză. Am să dau citire unui alt gând în această carte. Dincolo de tăcere. Dincolo de tăcere, sensuri fără de nume. Cuvinte
nenăscute. Fond și forme sălbatice, nesăgetate de temnița vreunui cuvânt. Deschide ochii, cuvintele ruginite te țin în trecut, cuvintele ruginite nu-ți mai țin pasul, viitorul e tăcere nespusă. Curajul de a gândi dincolo de limba ta, curajul de a gândi dincolo de cuvânt, curajul de a gândi dincolo de gânduri, curajul de a te naște în moarte, curajul de a naște sensuri noi, curajul de a zbura dincolo de tăcere și zicere. Imaginează-ți că pe lângă trecut, prezent, viitor, mai este încă unul în plus. Este încă unul în plus. Nu-i așa că El este? Nu-i așa că El încă nu are nume? Nu-i așa că încă nu-L cunoști? Întinde-i o mână și trage-L afară din oceanul tăcerii. Îl simți? Rupe haina cuvintelor de pe tine și eliberează-te de sensurile impuse. Fii tu dincolo de tăcere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Îi mulțumim lui Silvan Stâncel pentru momentele făcute. Sper să nu fie ultima dată când colaborează în felul acesta cu lumea scriitorilor. Sper să mai publice curând încă două cărți ca să încercăm să apropiem și mai mult fiind membru al filialei noastre la Uniunea Scriitorilor. Vouă, în primul rând, vă mulțumesc din toată inima, dar mai presus de toate, mulțumesc lui Rafael Dorat, în toată cu carierii. Am câteva diplomații. Rafael Dorat. Silvan Stâncel. Marcel Vișa. Elena Marica. Raluca Rainer. Pupă pe Baciu. Silviu Dachin. Cu drag. Ligia Dan. Nu. Raluca Lucea Câmpean. Fabrizio Carrier. Ricardo Spinelli.